În această perioadă, numărul cazurilor de gripă și infecții respiratorii este într-o continuă creștere. Astăzi o avem invitată alături de noi pe doamna dr. Corina Horodnicianu, medic primar-pleomolog la Spitalul Clinic de Pleomologie Iași. Ne va ajuta să înțelegem aceste patologii și cum ar trebui să le tratăm. Bună ziua, doamna doctor! Vă mulțumim frumos pentru invitație! Mulțumesc și eu pentru invitație! Doamna doctor, ne puteți descrie simptomatologia acestor viroze și gripe de sezon? Gripa și viroza respiratorie sau răceala obișnuită, așa cum se știe, reprezintă afecțiuni respiratorii foarte contagioase, care sunt determinate de virusurile gripale, în primul caz A, B și C, și de o multitudine de virus, circa 400 numărați până la momentul actual în răcelele obișnuite. Simptomele generale sunt asemănătoare, febră, dureri musculare, dureri de cap, dureri articulare, tulburări digestive, grețuri, vărsături, tulburări de tranzit, obstrucție nazală și rinoreie. Dacă în cazul gripei vorbim de instalarea bruscă a acestor simptome, febra fiind obligatorie, în cursul răcelilor, simptomele se instalează treptat, mult mai lent și au o formă mult mai ușoară. În contextul actual pandemic de COVID, virusul traversează gazdele umane cu imunitate diferită și astfel suferă mutații crescând rezistența acestora. Astfel că ne găsim într-o pandemie cu viroze respiratorii mult mai severe. Considerați că produsele din plante medicinale pot trata aceste afecțiuni? Sigur, produsele naturiste din cele mai vechi timpuri au fost folosite în toate afecțiunile, inclusiv cele respiratorii, cu rezultate foarte bune. Încă de uh, câțiva ani noi cunoaștem aceste produse și le recomandăm pacienților noștri cu, uh, cu o evoluție foarte bună. Acest lucru uh, depinde în primul rând de precocitatea diagnosticului și a tratamentului, precum și de imunitatea persoanelor care folosesc aceste produse. Ați recomandat pacienților dumneavoastră schema de tratament formată din cele două antivirale naturale, Biosept Forte Capsule mă și Biosept Capsule? Sigur, cele două produse, Biosept Forte și Biosept Capsule, au fost recomandate de pacienților cu infecții respiratorii în ultimii ani, cu rezultate foarte bune. Cât de repede s-au instalat primele efecte și cum a continuat evoluția bolii? Am recomandat pacienților folosirea acestor produse încă de la primele simptome ale răcelilor, febră, dureri musculare, dureri de cap și rezultatele au fost foarte bune și îmbucurătoare pentru pacienți, iar evoluția virozelor a fost favorabilă pe termen lung. Ați avut și cazuri care au prezentat suprainfecție bacteriană? În cursul virozelor respiratorie, depinde de momentul prezentării pacienților la medicul de familie sau medicul specialist, de foarte multe ori ne aflăm în fața unor viroze complicate cu suprainfecție bacteriană, manifestată prin agravarea simptomelor de febră, simptome generale, atusei cu tulburări de respirație. Astfel în aceste cazuri noi recomandăm schema completă de produse naturale biomicin forte cu biosep cu rezultate foarte bune. Acest lucru depinde însă de imunitatea generală a organismului și de comorbiditățile pacientului. Deci putem considera că biomicin forte se poate recomanda ca și antibiotic natural. Biomicin Forte și-a dovedit eficacitatea uh, în ultimea ani pe infecțiile respiratorii, iar uh, foarte mulți pacienți cunosc deja aceste produse și le-au folosit cu foarte, multe, foarte mult succes. În aceste situații, ați optat pentru schema de tratament Biomicin Forte Capsule Moi și BioSept Capsule? Ce rezultate ați obținut? Asocierea de biosept cu biomicin forte a fost, am folosit-o în ultimii trei ani cu foarte mare succes de când cunosc aceste produse și în perioada COVID aceste medicamente au avut rezultate foarte bune. Deci recomand pacienților mei încă de la primele simptome de răceală sau de gripă să folosească aceste produse cu foarte mare încredere. În concluzie, putem spune, pentru a trata viruzele respiratorii și gripa în această perioadă, noi avem remedii naturale. Putem administra biosep forte și biosept capsule moi, însă, în suprainfecția bacteriană, putem administra biomicin forte plus biosept capsule moi. Doamna doctor, vă mulțumim frumos pentru sfaturile oferite astăzi. Mulțumesc și eu și îndemn pacienții să folosească aceste produse încă din la primele simptome ale virozelor respiratorii. to mask